Angie mă întreabă, ajută cumva hipnoza la identificarea blocajelor sau credințelor din subconștient de care nu sunt conștientă și care mă împiedică să manifest ceea ce îmi doresc? Ajută. Eu nu aș complica atât de mult lucrurile din viața ta și nu ți-aș recomanda nici ție să nu faci. În loc să cauți să găsești blocaje și credințe limitatoare, mai bine focalizează-te pe ce vrei să obții. Faptul că găsești blocaje și că le cauți, te va face să fii foarte bine, foarte bună, să devii o expertă în a găsi blocaje. Acest lucru nu înseamnă musai că vei deveni o persoană mai iubitoare, ci e un fel așa, pe bate șaua să priceapă iapa, așa, e pe după casă un pic așa. Dacă vrei să fii o persoană mai iubitoare, sau mai calmă, sau mai relaxată, sau mai jovială, sau mai fericită, sau mai știu eu ce, atunci focalizează-te direct pe ceea ce îți dorești să obții. Nu te focaliza pe ce te blochează să fii așa. Că o să stai până poi marți să cauți această rezolvare și nu o vei găsi și va fi vai și amar. Așa că, repet, nu te concentra prea mult pe ce ai putea să faci ca să te deblochezi, ci conduce direct la ce vrei să obții.